Salutare tuturor, eu sunt Alex și bine v-am regăsit la un nou episod. De data asta puțin mai special, pentru că nu l-am anunțat. N-am anunțat despre ce o să vorbim, n-am anunțat ce o să fie în clipul ăsta, n-am pus niciun pull. Dar astăzi suntem alături de Slimer și de Edițu și vom dezbate, să zic eu așa, mai multe subiecte, mai multe teorii despre Five Nights at Freddy's. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți episoade, poate mai facem cu Slimer și cu Edițu sau poate pur și simplu mai facem episoade de astea în care dezbatem chestii. Și nu uitați să folosiți și linkul din descriere dacă vreți să cumpărați jocuri mai ieftine de pe Neba. Aveți acolo, îi dați click și vizionare plăcută. Ok, salutare toată lumea. Salutare. Ce faceți, puilor? Da, mă, astăzi vorbim despre Gregbot Golden 2 cu BVFIP și Funa Fruin. Sau, Alexuțul, ai zis tu deja asta? Da, nu, am zis că o să vorbim despre mai multe de-astea, teorii de... Da, subiecte despre... Dacă vă place, mă facem. Pe canalul meu nu o să fie pentru că am un calculator de căcat. Nu contează, nu uitați să apăsați butonul de like aici la Alexuțul. O să vă las pe ecran și în descriere acum videoclipuri ăsta, canalele. Astăzi facem o confă, cred că ați mai văzut în trecut la niște youtuberi mai mari sau cât de cât. Eugen! Dar o să vorbim despre niște teorii mai noi, adică o să vorbim despre Gregbot, nu? O să vorbim despre... Da, Gregbot. Și ne dăm cu părerea despre ce o să se întâmple în DLC-ul Ruin. Și da, Golden 2 cu BV. Nu e chiar așa, dar BV e cel mai greu. Începe cu Gregbot, da. Da, o să începem cu Gregbot. O să las mai mult băieții să vorbească, pentru că eu nu sunt atât de specialist în domeniu. O să vorbesc mai mult. O să ajungi, o să fii și tu. Da, o să vorbesc mai mult despre ce o să se întâmple în DLC. Da, o să le dau lor cuvântul. Cu Gregbot, o să începem cu teoria cu Gregbot. Slimer sau Edițu, care vreți voi? Slimer, încep tu? Da. Mă, deci ce aveți despre Gregbot, e sau nu adevărat? Eu cred că este adevărat, gen Gregbot. Bă, ar fi adevărat. Mă, sincer, mi se pare că prea multe dovezi se pot depunta. În da, primul gen, rând, în primul rând, ending-ul ăla din Funa Fold a confirmat că I'll put you back together este replica lui Charlie sau Puppet și îi spune lui Crenshaw că îl va pune la loc în costumul de Fredbear, așa cum în tot ending-ul, practic, trebuie să-l punem pe Crenshaw în costumul de Fredbear înapoi. Și în plus, deșifrând jumpscare-ul ăla al originalului Fredbear din Ultimate Custom Night, o să avem o confă de genul lucrurile rele se vor întoarce, parcă nu există fantezie și distracție de unde vin și trebuie să găsesc un costum nou pentru tine. Și cred că primele două epici sunt ale lui... Charlie sau William? Charlie sau... Ce să găsesc un costum nou pentru tine al lui... William Afton? Charlie, da, mă. Ah. William Afton. Oricum așa ca idee, I will put you back together, gen faza că ar fi replica lui William este dată peste cap, adică gen... No. Stai să zic, în primele minigame-uri, culoarea asta este cum ar veni un galben mai normal, știi? Dar în ultimul minigame este un galben mai deschis culoarea line-urilor lui Push Fredbear, știi? Da. Ah, gen, da, da. Păi da, gen, asta ar confirma că în primele minigame-uri... În celelalte minigame-uri vorbește William. Este Charlie, știi? Gen, chestia asta care îl put you back together e replica lui Charlie, ar fi o mare depunctare, știi? Mhm. Bă, și gen, dacă n-ar fi Gregory Robo, cum ar putea intra cu ăsta, cu Glamrock Freddy în stația de încărcare? Da, corect, aici... Mă, chestia e că probabil pur și simplu era mai ușor să... Da, dar nu contează. Practic un om ar fi fost electrocutat instant când ar fi intrat acolo. Da. Mă, practic da, numai bine, că... Bine, mai erau... Știi care chestia și nu prea era, cam depunctează într-un fel chestia asta? Nu știu, hai să zicem că Glamrock Freddy l-ar proteja, hai să presupunem chestia asta, ok? Da, poate să-l protejeze și asta. Dar totuși. Da, fii atent că în ending-ul ăla în care știi care e faza? Eu nu înțeleg ceva. Dacă Gregor ar fi un robot, de ce el nu este controlat de William? Cum este cu mașina? Mai erau și teoriile la simple. Fii atent, mă, știi ending-ul ăla cu ziarul? Da. Da, cred. De ce ar fi un robot frig? Până la urmă, știi? Că se acoperă cu ziarul.
Da, sincer, ar putea, dar bă, poate ar fi un robot, el n-ar ști că este robot. Poate are conștiința. Da, știi, da, poate... frate, ești nebun, mare Lego Ninja Gozei. Nu mă, dar gen, gândește că poate are simțuri. E un robot atât de avansat încă are și simțuri și este frig, este foame. Bă, eu nu știu cum e așa deștept. Mă, dar știi care e chestia? Fii antena, în FNAF 3 știți că practic Golden Freddy este posedat de Crunchyroll, știi? Numai da, că da. După ce a intrat, după ce a intrat William în Spring Bunny, gen, experimentele lui s-au cam oprit, știi? Da. Mm-hmm. Mă, da, și știți care mai e chestia? Michael a supraviețuit focului din FNAF 6 cu ajutorul Remnant-ului. Pentru că, și în plus, e și conversația în FNAF El Poante, în care e prezent și Michael, știi? Gen, și în plus, dacă stai să te gândești, teoria asta cu Gregbot s-ar baza foarte mult pe teoria Glemmai, care, sincer, a cam picat și dacă stau să mă gândesc... Eu încă cred în teoria Glemmai. Nu știi care e chestia acum? Nu știu cum ar fi murit Michael. Știi ce zic? Da, asta da. Bă, poate Michael a murit pur și simplu așa, știi? Păi nu, că era ținut în viață. Remnantul îl face nemuritor. Exact, era gen din sister location. Sau poate corpul lui fiind putrezit și chestii de genul. Remnantul i-a regenerat corpul și gen l-a făcut normal, știi? Nu știu, poate s-a gândit, poate s-a... E normal. Poate s-a băgat singur în costumul de Glamrock Freddy. Mă, până la urmă, de ce ar face asta, dacă știi ce zic, nu prea avea sens și... Dar să zic o chestie. Există două cazuri în care copiii au murit ori înainte, ori după mușcătură, știi? Și în cazul în care au murit înainte, există o teorie cum că... care încerc de ar fi prieten cu ei și că, practic, spiritele ziua posedau plușurile la patru, iar noaptea animatorii, așa cum zice și fata aia cu codițe, că noaptea vor să... Gen, ei prind viață și îți ascund corpul, știi ce zic? Da. Și numea plușurile prieteni și practic erau posedate de sufletele copilor, iar în blob sunt aceleași suflete ale copilor, iar Glamour Freddy zice My Friends Are Here și asta însemna poate că e Crunchyroll, știi? Dar de ce spune că el a mai fost pe acolo? Știi care e chestia? Acum, în cazul teoriei BVVV, el a fost 100% acolo ca idee, dar consecu, în cazul teoriei Golden Duo ar mai fi fel de explicație, ori a fost pe acolo și nu știm noi, ori chestia e că... Păi faza cu teoria Golden Duo poate ar fi că costumul de Golden Freddy încă era acolo, era pe acolo, prin pizzerie. Ajungem acolo, ajungem imediat și la Golden Duo și BVV, stai momentan că suntem la Gregbot. Asta vă zic o chestie, în practic Henry ar fi vrut să termine totul unde a început totul, adică la Fredbear's Family Diner, știi ce? Și gen, practic, Fredbear's Family Diner ar fi devenit atunci pizzeria din FNAF 6, mai ales că dacă, cum să zic eu, gen Michael a renovat-o. Din Silver Race aflăm că cea de-a murit Fredbear's Family Diner, știi? Când ne uităm la tomberonul ăla unde a murit Charlie, gen, mai ales la loc acolo, cum arată background-ul, seamănă așa cu pizzeria din FNAF 6. Cu tocmai ce-am terminat Silver Race-ul. Și gen... Te gândești că pizzeria din minigame-ul din FNAF 2 ar fi fost Fredbear's Family Diner? Nu mă, aia din minigame-ul în care... Pizzeria aia lângă care a murit Charlie, știi? Da, păi practic Charlie n-a murit în minigame-ul din FNAF 2. Păi da, și în ăla păi din da, FNAF 6. Păi și practic dacă ea a murit lângă Fredbear's Family Diner, pizzeria din minigame-ul din FNAF 2 e Fredbear's Family Diner. Da. Deci, da, da. Da, asta înseamnă că pe atunci nu era Spring Bunny. De fapt, știi care e chestia? Scott a confirmat că minigame-urile din FNAF 2 sunt canon, gen nu arată chiar exact ce s-a întâmplat, arată doar unele reprezentări. Ok, ok, am înțeles. Din care și Fedea a fost de la bun început. Ok, ok. Interesant, da. Deci, practic, locul ăla unde a murit Charlie seamănă cu tomberoanele alea din Rellscreen, nu știi? Da, da, da. Da, și Henry practic, de ce n-ar fi vrut să, gen, practic el a vrut să îi aducă pe toți în același loc și asta se replica faza că el a mai fost acolo în trecut, știi, gen, a fost acolo, a fost de o grămadă de ori la Fredbear's Family Diner, poate a fost și la Insanity Ending, n-avem de unde, știi. Și a fost și în timpul mușcătorii, da. Insanity Ending, da. Din ăsta, din... Da. Ok, am înțeles acum. Deci nu știu... Nu prea aș crede teoria Gregbot, n-aș zice că e imposibilă, dar mi se pare că sunt foarte multe chestii care depunctează, plus că atunci când
vede, zice lui Gregory că îl vede diferit, nu știu, poate îi vede scheletul, știi? Da, adică, sau da, sau da, gen ochii lui Rock, ochii lui Roxy se vadă altfel. Da, ochii lui Roxy gen se vadă altfel. Da, da, practic îi vede ca un schelet cu organe, știi? Mm-hmm. Gen, de asta, da, asta eu nu cred, pentru că sunt, pentru că dovezile alea pentru Greg pot, se pot depuncta, știi? Da, gen poți să le contrariezi ușor. Da. Da. Da, mai ales că William nu ar fi putut să-i construiască corpul, pentru că când să facă asta, știi? Păi, adică, da, naiba nu... dacă Gregbot ar fi o teorie falsă, de ce când se apropie Veni de noi se vede glitchuit? Mă, gândește puțin, practic, Veni era controlată de Glitchtrap, iar Glitchtrap poate m-ar veni să te glitchuiască pe tine, cum să zic eu, să... Gen, neavând nimic. Da. Să-ți dau un fel de viziune, un fel de halucinații, știi? Aha, aha, cum erau, da, ok. Da. Da, poate să fie și asta o teorie destul de bună, destul de solidă. Da, interesantă și asta cu Gregbot-ul. Da, deci Gregbot, putem spune că este o teorie... Gregbot, de, da, depinde, da, adică din povul nostru de acum, din clipul ăsta, poate să fie picată. Îs unele da, chestii sunt, care ar face mai, să fie... Sincer, sunt mai multe argumente să fie picată decât reală. Adică chestia nu prea știu vreo dovadă stabilă pentru Gregbot, știi? Aia care zic, da, sunt mai multe dovezi stabile ca să nu fie reală. Da, da, da. Da, plus că ar mai fi o teorie pe care o voi zice la faza cu ruinul. Ok, ok. Da, păi cred că... La Golden Duo și BV. Da, cred că putem să trecem la Golden Duo și cu BV. Hai la Golden Duo. Da. Păi spun că toți știu faza cu Golden Duo, gen, nu cred că... Da. Cassidy fiind poate... un copil omor de Afton, iar Crenshield un al doilea suflet, da, iar în Survivor Lobuk fiind o conversație între cei doi, știi? Da. Mm-hmm. Bine, acum, nu, practic BV ar pretinde că Crenshield ar fi aceeași victimă. Gen, a cincea victimă, pardon. Și stai să vă zic, e un line pe care s-ar baza teoria asta, știi? Care mi-a dat multe bătăi. A cincea victimă să fie Crenshield? Da, mă, deci fii atent, cărțile, așa ca idee, arată că, sau cum să zic eu, indică faptul că Crenshield ar fi dat coșmarurile alea cu Michael, știi? Asta da, 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 asta, asta e logic. Da. Gen, în ultimii custom night ăsta... Nightmare Freddy zice, sunt remodelat, dar nu de tine, ci de către cel ce nu ar fi trebuit, nu ar fi trebuit să-l ucizi. Practic, da. Uite, gândește puțin, că în cel de-a remodelat animatronii Nightmare, dar zice că cel ce nu trebuia fi ucis i-a remodelat, gen. Păi, și zice, bă, zice lui William că l-a ucis cel ce a remodelat animatronii Nightmare, știi? Ar fi o teorie că gen, după mușcătură, Crenshield ar fi supraviețuit, dar William ar fi omorât. Dar stai puțin, tu te referi că e remodelat gen la Crenshield, că e remodelat în mintea lui și el îi transmite asta lui Michael, lui fratele lui, sau... Da, Crenshield, da. Numai că știi care chestia, în nu am mai găsit un fel de explicație, practic, chestii de remodelând animatronii a doua oară, știi? Mhm, mhm. Numai că nu știu ce să zic. În plus, stai să zic, mai este și în Fâna Fold un fel de gen la ending-ul ăla cu Golden Freddy. Da, 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 da. Scrie acolo un moment dat ceva de genul, nu este loc pentru mai mult de un suflet într-un costum de Freddy, știi? Și asta ar fi un fel de Golden Shell, știi? Și m-am gândit că în situația Golden 2, fie antenă, Crenshield era un spirit ambulant, dar Cassidy a posedat costumul ăla original din Fâna Funu de când a murit până știi, gen pentru totdeauna. Și Crenshield a tot schimbat costul mai întâi pe ăla din Fâna 2 după s-a mutat la cel din Fâna Funu, numai că nu era loc decât pentru un suflet acolo. Teoretic Crenshield ar putea poseda și după da, și după atât cu la cel din Fâna 3, iar chestia a rămas în continuare la cel din Fâna Funu. Fâna Funu și da, a continuat să-i dea coșmarul lui Mike. Da, aia, numai lui William, ultimii custom night-ul. Fel de simulare, coșmar, na. Mă, dar gen, Crenshield ar fi putut poseda orice costum. Dacă ar fi fost un suflet ambulant. Da, păi da. Păi da, e suflet ambulant. Stai așa că gen, Funa Fold-ul mai confirmă și că Happiest Day-ul este pentru Crenshield, gen totul ăla, știi? Numai că în Survivor Lobuk vedem așa, gen, cum papete îi dă totul lui Cassidy, știi, gen, partea aia arată cum e descrisă Cassidy în The Fourth Close, știi ce zic? Mm-hmm. Practic, ar fi o teorie și că Cassidy ar fi o
proiecție de-a lui Cangel și că William l-a ucis pe fiul său de proiecție, știi? Da, și asta, și asta face, are cumva da, sens într-un fel. Sau mai fi, da, mai fi o chestie că gen, în situația Golden Duo, la Happiest Day, Cassidy ar fi refăcut Ultimate Castanite-ul din Yard și na, l-ar fi ținut pe William de data asta definitiv, iar Puppet așa a decis să elibereze și celelalte suflete, știi? Mhm, mhm. Da. Yeah. Și să nu uităm de Princess Quest, foarte important, pentru că Princess Quest-ul confirmă că spiritul răzbunător poartă numele de Cassidy, știi? Mm-hmm. Da. Ah, vengeful. Da. Mă, dar chestia e că nu știm exact dacă Cassidy este fată sau băiat, că gen fața aia din... E neutru. Mai... Da, mai mult uitat de un băiat, numai că în cărți e fată, până acum auzim... Mătaș mai neutru. Fată. Da, mă, păi da, mă, și mai zice și cel ce nu trebuie a fi ucis, gen... De asta zic că, nu, știi, gen faptul că ar fi o prințesă nu va afecta, să zicem, că Golden Duo e 100% adevărată, știi? Mă, gen, prințesa, că... prințesa e doar așa pentru game. Pentru, pentru tematică, cum ar veni, știi? Da. 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 Numai că dacă asta cu Glam Child, cum îi zic eu, cum că Glam Child ar fi cancel este adevărată, ar fi destul ciudat, pentru că după ending-ul ăla din... Unde e cum, din Security Beach, vedem pe Glamour Freddy și pe Gregory pe o pajiște, știi? Practic, Glamour Freddy oare încă ar fi posedat în FNAF, bine, o să discutăm asta atunci. Păi, mă, dar gen... nu știu sigur, oare Hasbro Entertainment să-i fie extras, cum ar veni sufletul și să-l transforme în prințesa aia. Nu știu, practic, cum mă gândesc, Golden Duo ar fi mai plauzibilă în situația asta. Da, nu prea știu ce să zic, e... Mi se pare, asta nu mi cred se pare foarte încălcită chestia asta cu Golden Duo și BB, știi? Da, nu cred că poți să, gen, să-i trage așa un răspuns, știi? Să-i... Da, da, teoria încă e, știi? Da, sunt mega sceptic în legătură cu chestia asta. Încă se mai așteaptă dovezi pentru a fi confirmată. Da. Deocamdată, să vedem și DLC. Mi se pare că ambele au goluri, știu cum o să facă de curând un clip în care dezbat chestia asta, dar nu vedem știu în DLC-ul, ce dacă poate o să fie mai multe, mai multe de astea, mai multe indicii pentru teoriile astea două. Da, bine, oricum FNAF intră că o să schimbă o gămadă de chestii și o să dea o gămadă de răspuns. Da, asta da, da, corect. Asta și da. O să distrugă multe teorii. Da. Bun, păi la chestia asta nu cred că, nu cred că putem să-i lăsăm un răspuns. O lăsăm așa deocamdată în aer. Da, putem să o lăsăm așa mai în aer, sincer. Dar mai avem... Mai avem încă, mai avem încă o chestie și, și asta am mai discutat-o și la mine pe, pe canal, despre ce o să se întâmple mai departe în DLC-ul Ruin sau dacă o să termine, bine, asta nu știu, dacă o să termine FNAF-ul. Nu, cred că o să se termine FNAF-ul, eu, povestea... Eu am presupus este sincer... Că, știi că chestia încă produce bani și oricum la început trebuia să fie doar un singur joc, dar da. La prins primul scot a făcut... a făcut și pe al doilea, prins al doilea, a făcut și pe al treilea și... Și da, sincer, am ajuns la faza cu scot că continuă la poveste, cred că e adevărată. Ava mai produce bani, știi? Da. Faza cu scot că continuă la poveste e 100%. Anul ăsta să iasă și filmul care va fi în alt univers. Filmul așteptăm de atâta timp. Știu, dar și că în 2023 sunt șanse mai mari ca niciodată și... Efectiv, aveam eu 10, 90 ani și ziceam că apare filmul în anul ăla. Uite, fiți antenă, practic va fi în alt univers, dar va fi bazat pe povestea originală și vom afla grămadă de chestii, inclusiv ce adevărat dintre Golden Duo și BVF. Dar ne-a rămas să răspundem cumva la chestia asta, gen să ne dăm cu părerea despre DLC. Despre DLC, da. Haide, hai să facem așa, fiecare își spune părerea lui despre DLC și după aia vorbim ceva la comun. Da. Asta cred că putem să o facem oricum mai scurt, că gen nu e foarte mult de... E doar ăla, cum se numește, sneak peek-ul ăla, poza aia sneak peek. Aia, care din ele? Aia cu cica lângă. Da. Aia cred că mi se pare cea mai reprezentativă. Da, bine, mai sunt și câteva teaser, dar ne. Nu știu, păi poți să zici tu Slimer prima dată. Încep tu Slimer. Nu prea știu ce ar trebui să zic. Bine, în legătură cu fata aia, am o idee despre cine ar putea fi și asta ar putea demonta și Greg Bot de tot.
Ok. Bine, deci stai așa, hai să ne gândim la Vanessa. Gândiți-vă puțin, este un night guard, îl ajută pe Afton, are foarte multe chestii în comun cu Michael, știi? Mm-hmm. Gen un fel de mâna dreaptă al lui Afton. Da, un fel de mâna dreaptă V2. Gregory pare să fie un fel de Kainfeld V2, știi? Și dacă fata este Elizabeth, de Elizabeth V2. Și stați așa să vă zic că este confirmat în fâna fel, poate că Vanessa s-a născut în 2012 și că numele ei de familie începe cu litera A. Poate da, de la Vanessa. Da, așa să fie Vanessa deci, Afton. Da, dacă ea trei sunt copiii lui Michael Afton, cum ar veni, știi? Da. Michael, Vanessa și... Da. Gen, practic, practic copiii lui William, versiunea a doua, numai că de data asta sunt al lui Michael, știi? Da, poate. Interesantă teorie. Da, am zis-o și într-un short. Am văzut short-ul, dar chiar interesantă teoria asta. Și dacă sunt copiii lui Michael. Am venit așa el. Mă, chiar s-ar putea să fie adevărat. Și cu toți se luptă împotriva bunicului său, William. Da. Bine combinat cu Blob. Da. Corect. Eu cred că în DLC clar va apărea din nou William. Da. 100%, 1100%. I always come back. Da. Deci mereu va apărea. Dar mie mi se pare că figura aia de Freddy căzută seamănă cu cel din FNAF și nu cu Glamrock Freddy. Asta nu știu, e discutabil, adică poate a fost doar alegere de design. Nu știu, parcă nu mi se pare ca cea din jocul în sine. Nu știu, sigur. Aia nu era gen, cum ar veni, era, știam că e ceva statui din atrium sau... Nu știu, dar gen parcă nu pare ea. Nu știu, oare, nu știu cât de plauzibil ar fi chestia asta, dar faptul că e aurie, oare... reprezenta faptul că a fost rândat un Glamour Golden Freddy? Sau să-l reprezinte chiar pe Golden Freddy? Nu prea știu ce să zic de chestia asta. Ar fi o presupunere, dar nu știu ce șanse ar fi să fie adevărat. Da, dar nici nu putem exclude, sincer. Bă, sincer, eu nu știu gen neapărat ce să zic, că sunt mai multe chestii aici pe care poți să le presupui. Eu zisesem că, mai ales că dacă se termină, nu o să termine jocul, asta e clar, dar no, poate serii. Să termină partea asta de poveste și gen o să apară o poveste mai diferită, știi, să, nu știu. Nu, practic, William încă nu s-a încheiat, partea cu William încă nu s-a încheiat. Să aflăm ce s-a întâmplat cu Michael, știi? Exact, să aflăm, da. William încă n-a murit. Exact, după făcut din final și mă, și cu Charlie, pentru că ce s-a întâmplat cu ea, nu... Nu e în bloc. Mă, știi care e chestia, ochii ăia la Charlie nu sunt aprinși. Da. Deci sufletele lor să nu fie acolo. Deci sufletele lor înseamnă că nu sunt acolo. Da. Mă, și mie mi se pare interesant că în poster e numai Glamrock Chica, gen Monty și Roxy Windorf. La Blob sunt aprinși 5 ochi, știi? Și asta ar putea fi gen partul dintre sufletele originale și clona sufletului lui Kain, cel poveste lungă, practic. Când William a topit endoskeletoanele acolo, în Candy Kid zice povești despre 5 suflete devenind unul singur, un singur remnant, știi, și practic și remnantul lui Kainchel fiind acolo, făcând un fel de Kainchel V2, știi, practic clonându-i sufletul cu ajutorul remnantului său. Da. Deci, până la urmă, ending-ul final din Security Page ar fi ăla cu William. Da, înțeles că tu confirmă asta oricum. Da. Cum a fost și în FNAF 3, n-a fost good ending-ul cel bun, a fost bad ending. Asta a cam confirmat aia cu multă în Freddy. Dacă aveți voi de zis ceva în plus față de asta, că am acoperit cam ce trebuia să spunem, despre ce trebuia să vorbim, despre astea trei chestii. Știi ce m-am gândit eu? În legătură cu fazea cu Glamour Freddy, dacă ar fi fost să dar... În practic, William, înainte, hai să zicem că în... acolo în subteran, să zicem că n-a avut de ales și s-a riscat să-l încerce să-l controleze pe Glamrock Freddy, numai că înainte poate nu s-a riscat pentru că era posedat, cum ar veni, știi? Și hai să zicem că de data asta a încercat pentru că practic asta în cazul în care Vivi fie adevărată, să zicem că i-a extras practic sufletul Fazbear Entertainment, i-a extras sufletul lui Kainchel din corpul de Glamrock Freddy și a creat și după ce
gen acolo la final, practic, William l-a capturat pe Cancel și Cameron Crady a rămas așa neposedat de nimeni și a început să-l controleze și pe el, știi? Aha. Na, dacă n-a mai fost controlat de nimeni, nici el nu ne-ar fi atacat instant. Ceilalți roboți sunt, n-au niciun suflet. Practic, practic, Glamour Freddy ar fi singurul posedat și de asta William nu se risca să-l controleze pentru că putea fi mare fail. Da, și se întoarcă cumva împotriva lui. Sau... Da. Dar oricum că am dat fail acolo. Da, da, fail. Și poate de data asta încearcă iar pentru că el nu mai e posedat pentru că îl capăze pe care încearcă. Poate Glamour Freddy este genul un robot care, cum se numește, făcut ca să aibă grijă de copii, cum era The Puppet. Deci totuși cred că e posedat pentru că replicile alea din ale lui din Afton Ending. Asta era, da, nu, dar mă refer după ce a fost deposedat ca să fie controlat de Afton, nu ne-a atacat, poate că gen era un cap de puppet, să aibă grijă de copii, ca security puppet. Era programat. Na. Și asta e ideea. Discutabil, discutabil. Păi cred că bine, oricum a ieșit. Da, oricum a ieșit un episod destul de lung. Are vreo spor la editat. Are vreo jumătate de oră. Bine că nu, gen așa să adaug o chestie. Legătură cu conversația aia cu survival logul. Mă gândesc că în cazul în care BVF ar fi adevărat, ar fi o conversație între Cancel și Charles, știi? Aha. Și practic în cazul în care e adevărat numele lui Cancel ar fi Cassidy, știi? Mhm. Dar se spunea de mult că numele lui Crunch ar fi fost chestii din... Da, se zice de mult doar în cazul în care BVV fi adevărată, în cazul în care Golden 2 e adevărat ar fi Even, probabil, cel mai probabil... chiar nu știu ce să aleg dintre Golden 2 și BVV. Eu aș alege Golden 2. Da. E... Practic ambele au golă, nu văd niciuna să fie 100% stabilă. Complicat. Da, e super complicat. Mai vedem fana fâni. Nu știu, deci mă jur, cred că faza asta cu Golden Wolf și BVF, cred că e cea mai complicată din tot jocul, să mor eu de nu. Vom vedea în continuare ce va mai fi prin jocul. Până acum cred că asta e cea mai complicată, efectiv. Doar să nu se adevărați că scalp, vă spun zi. Oricum sunt interesante și sunt destul de discutabile astea. Vreau să-mi lași, bă, canalele în descriere. Da, 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 sigur. A, n-ai vrea și promovare acum. Da, mă. O să las canalele la băieții în descriere dacă vreți să treceți și pe la ei, pe la Slimer și pe la Edițu. Și dacă o să văd cât de cât un suport decent, poate o să mai facem, o să ne mai întâlnim în formula asta și o să mai discutăm. A fost foarte interesant. Da, Edițule, îl punem pe ăsta pe comunitate. Da, îl punem, mai nou am și o comunitate. Da. Mai nou am comunitate pe un cont al meu, de am trei abonați pe el. Păi da, mă, că s-a făcut o schimbare la YouTube. Știu, e... Eu am luat comunitatea la 1000 de abonați acum. Păi tu, că... Eu la 500. La 200 și ceva, nu mi se pare corect. E bun. Am băieți, păi cam asta a fost și cu episodul ăsta, cu dezbaterea asta. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și să treceți și pe la... Dați like? Cei doi. Da, și share. Da, să dați un share. Exact. Dacă nu sunteți singurati și voi și aveți și voi prieteni, dați... Dați-le, bă, share. Da. Și ne vom revedea data viitoare. Poate cu ceva mai nou, eu știu, cu argumente mai bune, mai noi. Da. Și cu subiecte mai interesante. Exact. Așa poate interesant. William Afton, poate facem și despre film, poate. Poate, da. Noi ne vom revedea data viitoare. Pa.